al tău pe banca Cluj. Ce crezi că v-a lipsit astăzi să țineți măcar un punct? Știu foarte bine de ce avem nevoie, știu foarte bine ce ne-a lipsit astăzi. Din punctul meu de vedere, trebuie lucrat foarte mult pe parte de pregătire fizică. Eu am încercat în două săptămâni să punem la punct, din punct de vedere tactic, anumite lucruri, dar pe parcursul acestor două săptămâni mi-am dat seama că mai am și foarte multe probleme de rezolvat. Din punctul meu de vedere, sunt probleme care se pot rezolva, dar cum fiecare dintre noi avem nevoie de timp, eu chiar cred că cu acești băieți voi reuși să-mi îndeplinesc obiectivul și acela de a rămâne în prima ligă. Față de meciurile pe care le-au avut primele 7 etape și meciul de astăzi, cred că este o îmbunătățire la nivelul echipei. Într-adevăr, am luat bătaia astăzi cu 3 goluri. Felicitări echipei din Bacău pentru că au fost mult mai fresh, ca să zic așa, decât noi și sunt foarte bine organizați tactic. O mare parte din aceste lucruri ne lipsește și nouă, dar cu siguranță că ne vom pune la punct. Cu cine credeți că vă veți bate pentru acolo la evitarea? Cred că e prea devreme. Meciul de astăzi pentru noi, repet, pentru noi, a fost un meci de 6 puncte, nu de 3 puncte. În momentul în care am fi câștigat astăzi, am fi reușit un pic să punctăm la capitolul încredere. Înaintam un pic în campionat, dar șansele sunt încă reale din punctul meu de vedere și cred că sunt 3-4 echipe care au anumite probleme și în economia campionatului orice punct este important și orice gol. Exact cum și astăzi m-am bucurat în ultima secundă când un băiat de-al meu a dat gol, pentru că atunci când ești la egalitate de puncte, tot timpul se pot întâmpla sau te poate departaja golaverajul. Lipsa play-out-ului anul ăsta, crezi că va face mai aprig campionatul retur? Cred că e un pic mai aprig, nu mai avem timp și la o echipă cum este Clujul, nici nu cred că am fi rămas cu jucători de ajuns cât să reușim să ducem și play-out-ul. Din păcate, pentru mine astăzi n-am avut decât un singur schimb, sunt accidentați 6 băieți, dar asta nu înseamnă că cei de la Bago au foarte mult, foarte multe schimburi. Consider că băieții s-au ridicat din cele mai multe puncte de vedere la nivelul așteptărilor mele. Chiar dacă astăzi am la bătaie, repet, sunt lucruri care s-au îmbunătățit cu venirea mea aici. Mulțumim și baftă mult, mai departe. Să fie.